de mare sărbătoare astăzi. În fiecare an, la 6 decembrie, creștinii îl celebrează pe Sfântul Nicolae. Sfântul Nicolae, sau Moș Nicolae, cum îl știu mai toți copiii, s-a născut în localitatea Patara, din provincia Lichia, din partea asiatică a Turciei de astăzi. Este ales să conducă eparhia din Mira Lichiei, primește această demnitate după ce Hristos i s-a arătat în vis, dăruindu-i Evanghelia. A păstorit într-o vreme când învățăturile greșite despre persoana lui Hristos erau primite de diverse persoane ca fiind adevărate. Născut într-o familie bogată, renunță la toată averea după moartea părinților săi, dăruind-o săracilor. Și de aici au pornit o mulțime de legende care l-au făcut pe Moș Nicolae să devină bătrânul bun și iubitor care intră noaptea de 5 spre 6 decembrie în casele oamenilor și lasă cadouri în ghete sau în ciorăpei. Creștinii obișnuiesc să meargă dis de dimineață la biserică în ziua de 6 decembrie, unde se roagă prin lumânări pentru cei plecați în astral și dau de pomană. Astăzi este hramul Sfântului Nicolae la noi la biserică, că în fiecare an toți suntem bucuroși de acest hram. Participăm cu mare drag, așteptăm toți enoriașii ca să vină. Am pregătit pachete, cum se spune, că Moș Nicolae nu vine cu mâna goală, nu? Și fiecare trebuie să primească. Aseară iar am avut un eveniment, aia au fost de ghetuțe. Astăzi, cu binecuvântările părinților de la biserică, o să primească fiecare din cele pregătite pentru hram. Ce gânduri, ce gânduri vă încearcă în această zi atâți și prietenii care se dovedesc în urmă? Da, bineînțeles, o să fie sărbătorii și aici la biserică, o să li se cânte la mulți ani, noi le dorim multă sănătate, un an bun, Sfântul Nicolae să fie din ce în ce mai bogat și cu binecuvântările celui de sus, ca să trăim toți în liniște și în pace. Ce gânduri vă încearcă în această zi? Gânduri buni, na? Gânduri buni. Aveți sărbătoriți în familie? Nu am, dar nici ramul eu, de la cununie Sfântul Nicolae. A, și țineți în fiecare an? Da, 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 da. Aveți respectul pentru religie, pentru credință, pentru sfinții care ne-au dăruit Dumnezeu și puterea cerească care aparține tuturor creștinilor și de care fiecare avem nevoie.